taini astamana globena diosimena gobelae. Ascolta, poporul meu, ce adeverește cel ce sfânt. Stamana glandioșamena lobena dias. Sunt în cercetarea voastră, zice Domnul. Am coborât în multe case, în dreptul multor inimi, zice Domnul. Da, am găsit multe inimi sincere la care m-am atins, zice Domnul. Elios amena gobet naiet, am turnat undele-n proaspet în candele. Unele, zice Domnul, da, le-am găsit împărțite în vreme ca aceasta. Unele stau, zice Domnul, pe la încrucișar de drumuri. Nu știu încotro să apuce, zice Domnul, pentru că negura asemenea gobet naie și problemele de peste zi și noapte, care în vreme ca aceasta i-au întunecat ochii la mulți, zice Domnul, și șoaptele celui rău care le-au umplut, zice Domnul, inima cu amărăciune. Mulți stau în locul acesta, dar frica de mâine le-a cuprins inima. O, poporul meu, oare n-am făcut eu semne și minuni în casele voastre? Oare n-am coborât eu de atâtea ori în locul acesta când m-ați chemat, zice Domnul? Da, vremurile acestea sunt vremuri rele, vremuri grele, dar pentru poporul meu, zice Domnul, v-am lăsat, zice Domnul, mesajul meu de atâtea ori. Prin cântare, prin poezie, prin grai viu, prin cuvântul Evangheliei care v-a vorbit și în seara aceasta. Nu mai priviți înapoi, nu mai priviți la lucrurile de jos, nu mai priviți la cele care pentru o clipă aduc fericirea, zice Domnul. O, mulți vor rămâne jos, pentru că tot ce au agonisit nu se pot despărți de ele. Inima le este cuprinsă de amărăciune și de lucrurile de jos, zice Domnul. De aceea vă vorbesc din milă și vreau să mă întăresc pe cel care este slab. Da, zice Domnul, vreau să-l întăresc pe unii care în vremea aceasta și cea care vine, mulți privesc la molimă, la cele care pământul de la un capăt la altul aduc doar întristare și suferință. Oare nu sunt eu cel care am descoperit prin cuvântul meu că sunt vreme de pregătire și vremea aceasta nimeni nu mai înțelege? Mulți sunt care s-a lobelat de asemenea gobetnaie, în loc să privească spre mine, în loc să lese totul și să mă apuce pe mine, că stau la îndemâna fiecăruia. Vreau, zice Domnul, stau cu mâna întinsă și mulți mă disprețuiesc, zice Domnul. Elia șamena gobetnaie. Mulți s-au obișnuit cu suferința, mulți s-au obișnuit cu necazul acesta și mulți spun, va mai dura, chiar dacă va veni ceva mai greu, vom reuși. O, poporul meu, timpul e scurt și aproape, zice Domnul. Șamena glandio, ținena gobetnaie, pentru mulți va fi un sfârșit tragic, zice Domnul. Pe mulți voi chema acasă și vor fi pregătiți și va spune, sunt aici la dispoziția ta, șalobetnaie, pentru cei care încă, zice Domnul, îi mai încădui, pentru că încă mai am de lucru. Pentru voi, bărbaților, care v-am ales să stați la altar, zice Domnul, sfințiți-vă mai mult ca oricând,
e lubreglanti o shamenagobetnati astamanagobelaie pentru că diavolul se strecoară așa de ușor și caută să-mi piedice lucrarea mea atât în cetățile unde sunteți, cât și în casele voastre, cât și în locul acesta. Da, mulți s-au împărțit într-o parte și alta, mulți s-au retras și au lăsat poporul meu, Shamenagobetnaie, și s-au retras din locul acesta, zice Domnul. Eu sunt pretutindeni, ochii mei sunt ca bara focului, sunt un Dumnezeu atotputernic, sunt cel care mă întur până în al miilea neam. Dar sunt un Dumnezeu aspru, care nu-mi place păcatul și cearta, zice Domnul. Fiecare să se cerceteze în clipa aceasta și să iei în graba mare, zice Domnul, Elobetnaet, legătura cu cel din stânga și din dreapta, cu cel care simți, zice Domnul, că stai în vreme ca aceasta în ceață, în liniște și în pace, pentru că inima ta se vorbește într-una că nu este bine. Elobeladia shamenagobetnaiet. De aceea am coborât, zice Domnul, pentru că iubesc sufletul vostru, iubesc pe cei care în vreme ca aceasta îi aduceți înaintea mea. Mulți ajuns chiar, zice Domnul, la culme și nu mai pot duce povara. Elobetnadia samenagobetnaie, de aceea uniți-vă împreună pentru cei ce sunt slabi și povara este grea, luați-o după umerii lor, iar în suferință fiți, zice Domnul, un semenagobetnaie, cel care alină, zice Domnul, cel care mângâie, pentru că unii din locul acesta, da, vor pleca la mine, zice Domnul, și nu-și vor vedea familiile încă mântuite. Dar vine ziua revenirii, zice Domnul, când rugăciunile voastre și a celor care îi aduc înaintea mea, zice Domnul, vor fi ascultate. Și la timpul când te hotărăsc, zice Domnul, da, rând pe rând. Timpul e scurt și aproape, zice Domnul, se va trage un semnal de alarmă în grupul acesta. Elobetnadia shamenagobetnaie, în dreptul unui suflet de parte femeiască, da, vine o vreme când o pregătesc, zice Domnul, și o strămut acasă. Elobetnadia shamenagobetnaie, mulți se vor frământa. Mulți se vor întreba ce va spune, dar total altă direcție noi am așteptat. Eu am ultimul cuvânt, zice Domnul, și eu sunt cel care prin aceasta voi mântui încă patru suflete, zice Domnul. Elobetladia shamenagobetnaie. Și dintr-un suflet din casa aceea, zice Domnul, voi face un slujitor al meu, pentru că este hotărât de mine, zice Domnul. Așa adeverește cel ce-i sfânt. Amin.